niciun nedrept. Să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie de la Luca, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte. În vremea aceea, pe când era Iisus într-una din cetăți, iată un om plin de lepră, văzând pe Iisus, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Doamne, dacă voiești, poți să mă curățești. Și întinzând el mâna, s-a atins de lepră, zicând: Voiesc, curățește-te. Și îndată s-a dus lepra de pe el, iar Iisus i-a poruncit să nu spună nimănui, ci mergând, arată-te preotului și pentru curățirea ta du jertfă precum au rânduit Moise, spre mărturie lor. Dar și mai mult se răspândea vestea despre el și mari mulțimi se adunau ca să-l asculte și să se vindece de bolile lor. Dar el pleca în locuri pustii și se ruga. Zisa Domnul către ucenicii săi: Toate mi-au fost date de către Tatăl meu și nimeni nu cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni decât numai Fiul și Cel căruia vă voi Fiul să-I descopere. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre, că jugul meu